Șantierele Buzăului au început să înflorească în ciuda primăverii capricioase. Primăria a demarat noi lucrări atât pentru reabilitarea de străzi din municipiu, cât și pentru reabilitarea unor rețele de apă și de canalizare. Primarul Buzăului, Constantin Toma, anunță că primul cartier vizat de noi investiții este cel din vecinătatea Clubului Polițiștilor. Au reînceput în forță șantierele din tot Buzăul. Suntem aici în zona cunoscută sub denumirea de Clubul Polițiștilor, unde ne-am angajat și iată sunt ultimele lucrări de finalizare, respectiv alei, străzi, trotuare, parcări. La începutul săptămânii viitoare ar putea fi demarate lucrări și pe cealaltă parte a Bulevardului Unirii, dar numai dacă vremea va fi prielnică. Șantierele se vor muta din zona centrală în cartierele Dorobanți 1 și 2 și Micro 14. Se lucrează și în cartierul Broșteni. Vom intra în curând și în cartierul Dorobanți 2 pentru finalizarea parcărilor. Se lucrează la proiectele tehnice pentru ceea ce înseamnă cartierul Dorobanți 1. În cartierul Micro 14, administrația buzoiană va implementa un proiect vast de regenerare urbană cu fonduri europene. Vom avea lucrări și în Micro 14, pentru că acolo este un proiect mult mai mare care va fi finanțat pe fonduri europene, dar până atunci vom mai face reparații și lucrări care să îmbunătățească pe o perioadă scurtă, până vom începe proiectul pe fonduri europene să îmbunătățească și acea zonă. Lucrările vor continua și pe Bulevardul Republicii. Constantin Toma speră ca în jurul datei de 12 aprilie să fie desemnată și firma câștigătoare care se va ocupa de reabilitarea rețelelor de apă și canalizare de pe 41 de străzi din municipiu, inclusiv Bulevardul Unirii.